Așa, salut. A făcut de curând Satana un video cu Coop. Probabil că o să explodeze pe internet jocul ăsta și cel mai probabil o să fie lumea ceva de genul: bă, uite jocul ăsta, sigur nu știi despre el, joacă-l și vezi cum câștigi. Și tu, fiind extrem de încăpățânat, o să vrei să-l câștigi. Și e o metodă extrem de ușoară de a-l câștiga. Nu e obligatoriu ușoară, dar e sigură. Adică știi cum o să faci, că o să faci, că o să câștigi. Nici nu m-am mișcat, am și pierdut, ok. Și metoda e să apeși Q. Îl ți-a apăsat puțin. Intră în poziția asta. Face sfara sau cum se numește. Șpagatul. Cum o fi, nu știu. Bine, nu-i chiar șpagat, dar e ceva acolo. Și după aia apeși toate butoanele. La întâmplare, nu contează, dar le tot apeși. Și să nu uiți să apeși vreunul dintre butoane. Nu știu sigur să ia. De fapt poți să apeși, să nu apeși W. Da, cred că e chiar mai rapid dacă nu apeși W. Da, ok. Bine, trebuie să fii atent să nu cazi, să nu te dai peste cap până la urmă. Și tot apeși așa. Până la urmă cred că trebuie și W în gând. Pur și simplu apeși toate butoanele la întâmplare. Și o să înaintezi. Și știi că nu o să cazi. Numai dacă ești super prost o să cazi. Și până la urmă o să câștigi. În fine, o tot faci, o tot faci și continui să apeși pe toate butonurile, o să te doară degetele, o să mai faci o pauză și până la urmă o să câștigi. Așa, și când o să ajungi la chestiile astea peste care ar trebui să sari, continui să dai de butoane. O să le dărâm și o să treci peste ele. Da, bine. Sau le împingi. Merge și așa. Merge și cu împinsul. Nu-i problemă. Deci, nu te speria. Dacă ajungi la o chestie asta, poți să continui să apeși ca nebunul. Așa, într-un final, dacă ai fost destul de nebun încât să apeși pe butoane până la 100 de metri, o să vezi asta. Și fac, nu, ce? Hai. Și o să câștigi National Hero, you ran așa off the track and jumped. Și am făcut 100,3 metri, mai mult de 100. Minunat! Și acum te poți găuda la prieteni, la mamă, la bunici, la prietenă, la întreg internetul care ai terminat Coop și că oficial ai cele mai puternice degete din România, cred. Bravo!